Chiar dacă agentul termic a fost furnizat și la asociațiile care nu și-au achitat datoriile, asta nu înseamnă că lucrurile trebuie să rămână așa. Cei în cauză sunt așteptați să-și achite datoriile către SPAET pentru ca procesul de furnizare a agentului termic să se desfășoare în condiții de normalitate. Furnizarea agentului termic a fost realizată în municipiul Drobeta-Turnu-Severin în data de 1 noiembrie, însă au existat un număr de mai multe asociații care au avut datorii la furnizorul de energie termică. Însă, în ultima ședință de Consiliul Local a anului trecut, edilul orașului Marius Creciu a menționat faptul că vor beneficia de căldură toate asociațiile. Însă, ieri, în cadrul ședinței de Consiliul Local, au fost aduse în discuție și restanțele asociațiilor de proprietari. Pot să vă zic că pe luna noiembrie există un procentaj de 82,4% de colectare a sumelor restante din Drobeta Turnu-Severin de către firma SPAET. În decembrie deja este o cotă mult mai mică, de 63%, motiv pentru care este necesară o acțiune pentru a identifica asociațiile care au datorile cele mai mari. Bineînțeles, pe locul întâi este Asociația de Proprietari 98, Asociația de Proprietari BV, Asociația de Proprietari 3 Crihala, numărul 13, 106B, 40, 106, deci ar fi vreo 14 asociații care au sume peste 100.000 de lei restanță. Până în acest moment, gradul de încasare este pentru luna noiembrie anului 2021 de 82,4%, în timp ce pentru luna decembrie s-a încasat doar 63,32% din sumele datorate. Suma restantă se ridică la 8.197.105 lei. Legat de datoriile către furnizorul de energie termică, pot să vă spun că în prezent populația municipiului, cât și agenții economici din municipiul Drobeta Turnu-Severin, sumează o datorie de aproximativ 8 milioane lei, fapt pentru care solicit să se facă eforturi majore pentru a plăti această datorie, pentru că altfel nu vom putea să furnizăm energie termică până la sfârșitul lunii martie. La câteva asociații din municipiu s-au strâns datorii imense, iar pentru persoanele care își achită întreținerea la zi nu e un lucru îmbucurător, deoarece aceștia nu vor să sufere din cauza răuplatnicilor. În municipiul Drobeta Turnu-Severin a scăzut prețul la agentul termic pentru persoanele care plătesc TVA. După cum știți, de la 1 ianuarie TVA-ul pentru energia termică livrată în municipiul Drobeta Turnu-Severin va suporta o modificare și anume nu va mai fi de 19% cum era până la 31 decembrie 2021, va fi de 5% pentru populație și anumite instituții publice. Astfel, populația va plăti un preț de 293 de lei față de cel 372 când era până acum. Vedem o micșorare a prețului undeva la 80 de lei, aproximativ 80 de lei. Celelalte instituții publice și agenții economici care nu beneficiază de această micșorare a TVA-ului vor plăti același preț ca și până acum. Pentru ca procesul de furnizare agentului termic să se desfășoare în condiții de normalitate, severinenii trebuie să achite restanțele către asociațiile de proprietari.